Pacea Domnului, dragi prieteni! Domnul Iisus Hristos a fost răstignit pentru păcatele noastre, ale tuturor. Toate suferințele pe care le-a îndurat acolo pe cruce au fost din pricina păcatelor noastre. El a purtat păcatele noastre acolo pe lemn ca noi să putem fi vindecați prin aceste păcate. În mesajul de astăzi voi vorbi despre aceea cum să sărbătorim Paștele. Paștele, marele eveniment, când Domnul Iisus Hristos, după ce a fost 3 zile în mormânt, a înviat. Și aceasta a fost cea mai mare biruință în univers. Aceasta a fost biruința asupra morții. Domnul Iisus a învins moartea, a adus nemurirea și acum toți noi avem parte de această nemurire dacă îl acceptăm pe Domnul Iisus Hristos ca și Domn și Mântuitor și dacă alegem să fim ucenicii Lui, să urmăm învățătura Lui, dacă alegem să trăim potrivit cu tot ceea ce a învățat și a poruncit El. Și așa vreau să cred că facem toți acei și faceți toți acei care urmăriți aceste mesaje ale noastre. Iar dacă nu ați luat încă hotărârea aceasta, mă rog Dumnezeu să vă ajute acum, chiar la încheierea acestui mesaj, să luați hotărârea de a-L urma pe Domnul Iisus Hristos din toată inima și să fiți ucenici ai Lui ca să moșteniți viața veșnică. Deci întrebarea este cum să sărbătorim Paștele. Dacă faci o căutare pe Facebook sau pe Google sau pe YouTube, cea mai mare probabilitate va fi, nu știu, în dependență de cum veți formula întrebarea, dar cea mai mare probabilitate este că veți descoperi acolo cum să aranjați masa, cum să decorați casa și diferite alte lucruri. Așa veți fi învățați cum să sărbătoriți corect Paștele. Acum, lucrurile acestea sunt importante, dar nu cele mai importante. Vrem să fie o atmosferă frumoasă în casă, vrem să fie decorată frumos casa, pentru că este o zi de sărbătoare. Dar dacă ne limităm doar la decorații și pierdem esența sărbătorii, atunci am ratat. Ba mai mult, chiar aș vrea să spun și cu privire la decorațiile acestea. Este bine ca copiii lui Dumnezeu să-și decoreze casa cu lucruri care indică la evenimentul acesta al învierii, să arate la evenimentul învierii, la evenimentele care sunt așa cum sunt ele descrise în Scriptură. Cu părere de rău, acum, de exemplu, iepurașul acesta a devenit simbol al Paștelui, un simbol mondial. N-avem nimic împotriva iepurașului. Apropo, puteți urmări, cred că undeva aici apare un link la video despre iepuraș, de unde s-a luat cu iepurașul acesta, dar n-am vrea ca toată imaginea, toată semnificația Paștelui să meargă doar la iepurașul acesta, mai ales că el nu are nimic de a face cu evenimentul, că nu-l găsim nicăieri, nu-l găsim pe iepuraș acolo în Biblie. Nu are nicio implicație iepurașul în toate evenimentele care s-au întâmplat în Biblie. Sau, să zicem, altul este ouăle acestea vopsite în roșu sau în alte culori, tot așa nu le găsim ouăle acestea. Cred că cei care au introdus ouăle inițial s-au gândit cumva să le folosească, poate tot așa cum este cu Christmas candy, cu bomboana aceea de Crăciun. Cel care, cofetarul acela care a făcut bomboana, el a avut dorința să transmită mesajul Evangheliei și eu am predicat de multe ori la copii la Crăciun, am predicat folosind imaginea acestei bomboane ca să transmit mesajul Evangheliei. Apropo, presupun că veți găsi link aici la acel mesaj cu bomboana. Însă, ce vreau să spun că decorațiile acestea, noi trebuie să fim atenți, să le alegem bine decorațiile acestea ca să fim siguri că chiar transmitem mesajul Evangheliei. Vrem tare oamenii să înțeleagă, să pătrundă în esența lucrurilor care s-au întâmplat la Paște, evenimentelor, pentru că acestea sunt de importanță majoră pentru fiecare persoană. Viața și eternitatea fiecărui om ține de evenimentele care s-au întâmplat atunci. Dacă cineva nu crede în învierea Domnului Iisus Hristos, nu poate fi mântuit. Deci de aceea este important fiecare om să înțeleagă că acesta e evenimentul major. Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre, Domnul Iisus a înviat și prin învierea aceasta Lui avem și noi făgăduința că vom învia și vom trăi în împărăția lui Dumnezeu.
Un alt lucru care nu cred că este bine să ne axăm pe el, pe discuțiile acestea privitor la data sărbătoririi Paștelui. Iată, de exemplu, noi suntem acum în anul 2019 și duminică acum în vest vor sărbători Paștele. Catolicii vor sărbători și protestanții Paștele. În spațiul ortodox va fi sărbătorit cu o săptămână mai târziu. Nu este aceasta, nu este bine ca noi creștinii să ne concentrăm pe lucrurile acestea, să facem ceartă din aceasta. Nu, nici de cum nu este cazul. Ba, este bine să sărbătorim și acum, să sărbătorim și atunci. De altfel, învierea Domnului Iisus Hristos o sărbătorim în fiecare duminică. Duminica este sărbătoarea Lui, sărbătoarea Domnului. Cuvântul duminică se trage din latină și înseamnă sărbătoarea Domnului. În Rusia, la ruși, până acum, duminica se numește Vascresenie, care în traducere înseamnă înviere. Deci așa zic rușii, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, învierea. Și apoi zic chiar luni, marți, mă gândesc, frații din România și surorile din România, nu știu lucrul acesta, ei, să știți, duminica la ruși chiar așa se numește învierea și nici măcar în perioada comunistă n-a fost scoasă denumirea aceasta. Așa că evenimentul învierii Domnului Iisus Hristos este unul măreț și noi îl sărbătorim de 52 de ori în an. Și el merită să fie sărbătorit în fiecare zi și cu atât mai mult să nu facem ceartă sau diferențe în baza faptului că unii sărbătoresc Paștele o săptămână mai înainte și alții cu o săptămână mai târziu. Cât privește a sărbători corect Paștele, iată, eu vreau să citesc un verset din Scriptură. Este scris la Epistola 1 a lui Pavel către Corinteni în capitolul 5. Dar haideți să vă explic puțin contextul ca să înțelegeți. Corintul a fost un oraș în Grecia. Este un oraș în Grecia, așa azi este. În vechime a fost un oraș foarte bogat. Dar pe cât de bogat, tot atât de pervers orașul acesta, tot atât de imoral. Dumnezeu l-a trimis prin Duhul Sfânt pe Apostolul Pavel să vină în Corint și să planteze o biserică. A plantat acolo o biserică și după plecarea lui Pavel au apărut anumite probleme în biserica aceasta. Printre credincioși a apărut o problemă și o problemă foarte gravă, care nu s-a mai întâlnit nicăieri. Perversiunea aceea mare din oraș a afectat și biserica, așa încât unul din biserică spune că se dădea drept credincios, dar el întreținea relații cu mama lui vitregă, relații sexuale. Și atunci când a aflat Apostolul Pavel, a ordonat bisericii, a poruncit în mod de urgență să-i fie aplicată disciplina omului acestuia, să fie dat afară din biserică. Și în contextul acestor evenimente, iată, Apostolul Pavel spune așa: în numele Domnului Iisus, voi și Duhul meu fiind adunați la oaltă, prin puterea Domnului nostru Iisus, am hotărât că un astfel de om, v-am spus care e omul și ce a făcut el, să fie dat pe mâna satanei, pentru nimicirea cărnii, ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Iisus. Nu vă lăudați bine, nu știți că puțin a luat dospește toată plămădeala? Și aici Apostolul Pavel spune că puțin păcat tolerat în biserică va afecta toată biserica, toți vor deveni așa. Nu știu câți din dumneavoastră știți cum lucrează aluatul sau drojdile. Drojdile acelea, eu mi-am amintesc când eram mic, mama îmi arăta mie aceasta, eu eram mic, nu umblam încă la școală și mama când cocea pâine, atunci făcea aluatul și mă chema pe mine să văd. Ia vină, Vasilica, aici și arăta cum pune puțin aluat și apoi după vreo oră, nu mai știu eu cât timp, după o bucată de timp, mama mă chema, hai Vasilic să-l dăm jos de pe sobă, să vezi cum. Și când îl dădea jos, din ligheanul acela curgea aluatul, așa de tare creștea aluatul cela mult. Și, deci ce se întâmplă? Aluatul are o capacitate de a se răspândi foarte repede. Și aici spune Apostolul Pavel, folosește imaginea aceasta, zice, puțin aluat dospește toată plămădeala. Dacă omul acela care a comis adulter, păcătosul acela, era lăsat în biserică și nu era aplicată disciplina, atunci ar fi afectat rapid întreaga biserică. De aceea Pavel zice, măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă. Și asta însemna al excomunica. Omul acela trebuia să fie în mod de urgență excomunicat, izolat, scos din biserică, luat o atitudine față de el. Zice, măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, fără aluat, căci Hristos, Paștele noastre, a fost jertvit. Și acum, zice să prăznuim dar praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimele curăției și adevărului. Iată ce vrea
Dumnezeu. Hristos este Paștele nostru. Hristos a fost jertfit și Dumnezeu vrea ca și la nivel de biserică și la nivel personal să prăznuim Paștele cu curăție, cu azimile curăției și adevărului. Este o imagine simbolică, este o ilustrație, dar vrea să ne spună să ne cercetăm bine în inima noastră. Și acolo unde nu stăm bine, să ne pocăim. Să ne pocăim de păcatele pe care le-am săvârșit. Acum vreau tare ca nimeni să nu confunde pocăința cu spovedanie așa lipsită de sens. Că unii oameni merg la spovedanie. Ei merg la spovedanie și ei își zic că își mărturisesc păcatele, dar ei merg ca să le spună și apoi fac așa o rânduială fără sens. Spun păcatele care le-au săvârșit ca apoi să meargă să le facă din nou. Nu. Asta este batjocuri la adresa lui Dumnezeu. Cei care procedează așa, să știți că voi luați în batjocuri în numele lui Dumnezeu. Și așa nu se poate să faci. Trebuie să-ți mărturisești păcatele, dar să te lepezi de ele de plin. Și așa vrea Dumnezeu. Iată, cel mai important lucru care e scris în Scripturi cu privire la a sărbători corect Paștele este să-ți rezolvi starea ta spirituală. Dacă în starea ta spirituală nu este bine ceva, ai păcate nerezolvate, ai păcate nemărturisite, ai o stare spirituală care este împotriva cuvântului lui Dumnezeu, ești doborât de imoralitate, ești doborât de răutate, de lăcomie, de viclenie, de nu știu ce poate fi, trebuie să-ți rezolvi lucrurile acestea. Dacă nu rezolvi aceasta, orice restul mai poate fi, orice restul nu vei face, nu contează nimic. Ba invers, Dumnezeu spune că poate fi o batjocură. Mi-amintesc în cartea prorocului Isaia, așa începe în cartea prorocului Isaia, zice, cine va închide porțile, să oprească toată batjocura asta care se face, opriți, închideți porțile, zice, în porțile templului. Deci oamenii veneau la templu să se închine și mergeau acasă și făceau tot felul de rele. Dumnezeu zice, închideți porțile, nici nu mai intrați, nu batjocoriți, nu spurcați curțile, așa zice Dumnezeu. Ei, mulți oameni tot așa o fac. Sub pretextul unei sărbători sfinte, ei vin cu păcatele trecutului, dau impresia de a trăi bine, de a merge la biserică, a făcut o rânduială, nu știu ce, s-a întors acasă, la păcatele vechi. Cum a trăit în păcatele vechi, așa rămâne. Nu, dragii mei, dacă credeți din toată inima în Dumnezeu, atunci trebuie să o rupeți cu păcatul și să o rupeți definitiv, să trăiți într-o sfințenie pe care o cere Dumnezeu. Așa o vrea Dumnezeu. Să o rupim cu păcatul, să trăim în neprihănire. Apoi aș mai vrea să vă mai dau un sfat tot legat de Paște, pe care îl dau și la creștinii din biserica pe care o păstoresc. Paștele este o ocazie extraordinară de a-L mărturisi pe Domnul Iisus Hristos. Asta au făcut ucenicii, asta au făcut femeile, asta au făcut toți la Paște. La Paște, atenție, în centru atenției este Domnul Iisus Hristos. Dacă nu este, atunci noi să-L aducem pe Domnul Iisus în atenție la Paște. Să vorbim despre Domnul Iisus. Mulți creștini, când vine perioada Paștelui, ei se pregătesc să aibă o perioadă de vacanță. Ei au așa o dispoziție de vacanță, ei cumva se relaxează pentru Paște. Acum, este adevărat, Paștele este o perioadă deosebit de bună pentru a merge, a vizita rudele, a vizita prietenii, a vizita, dar atunci când mergem la oamenii aceștia, să le vorbim despre Hristos, să le vorbim despre Paște. Puneți-le întrebări la oameni. Când mergeți, invitați, să întrebați ce înseamnă Paștele, cum sărbătoresc ei Paștele, ce crede despre Domnul Iisus Hristos, despre învierea Lui. Duceți discuția aici, păstrați discuția la Cuvântul lui Dumnezeu. Când invitați prietenii la dumneavoastră acasă, citiți din Sfintele Scripturi, vorbiți-le la oameni, cel puțin puneți-le acest video sau alte video pe care le avem pe acest canal despre Paște, despre Înviere. Faceți așa ca Domnul Iisus Hristos să fie în centrul atenției în timpul acestor sărbători de Paște. Toată perioada aceasta, cât spunem Hristos a înviat, facem, noi totdeauna vrem să facem ca Hristos să fie în centrul atenției, dar mai ales acum, pentru că tocmai despre El vorbim, despre El zicem. Să le vorbim la oameni, să-i ajutăm pe oameni să-L cunoască pe Hristos. Paștele este o perioadă când facem și daruri. Gândiți-vă să faceți daruri duhovnicești. Să nu ne limităm doar la daruri materiale. Este bine să facem, este frumos să mergi cu un cozonac la rude, la părinți, la oricine, este frumos să mergi cu, nu știu, cu orice daruri ai hotărât, cu o mâncare, cu ce ai hotărât să mergi ca să sărbătorești, dar gândește bine ce daruri duhovnicești le poți face oamenilor acestora. Ar putea fi o Biblie.
dacă nu au oamenii. Ar putea fi o evanghelie dacă nu au încă. Ar putea fi un manual de studiu biblic ca să-i ajuți pe oamenii aceștia. Iată, de exemplu, acum la canalul Moldova Creștină, în fiecare duminică, la ora 6 seara, iese lecția din cursul Vrei să fii ucenicul lui Hristos? Plătește prețul. Ce bine ar fi ca să cumperi cartea aceasta, să le-o dăruiești la rudele tale și să le spui în fiecare sâmbătă, în fiecare duminică la ora 6, puteți urmări lecția respectivă, puteți relua oricând lecțiile de la lecția 1 și așa mai departe, avem un playlist și puteți merge pe playlistul acesta ca să urmăriți toate lecțiile. Și așa le faceți un dar duhovnicesc care le va aduce zidire duhovnicească. Pot fi niște cărți creștine, poate fi un abonament la ziarul Moldova Creștină. Un abonament costă aproximativ 180 de lei, ceva mai puțin de 180 de lei. Dar făcând un abonament de acesta rudelor, prietenilor dumneavoastră și spunându-le că le-ați făcut un cadou de Paște, în felul acesta dumneavoastră le oferiți posibilitate să primească în fiecare săptămână Cuvântul lui Dumnezeu acasă. Un mesaj din Cuvântul lui Dumnezeu care este actual, la nevoile actuale, la știri, la tot ce se întâmplă în țară. O perspectivă creștină asupra realității în care trăim noi în țara noastră și în lumea întreagă. De aceea puteți să faceți așa un cadou. Gândiți-vă bine ce puteți face. Poate încă un alt cadou este să le faceți o invitație la seminarul de studiu biblic pe care îl vom organiza la Biserica Bunăvestirea. În perioada 31 mai, 2 iunie, asta este vineri, sâmbătă și duminică, începem vineri seara la ora 6 și facem până duminică după masă. Și vom studia cartea prorocului Maleahi. Vă invit pe toți să veniți cu noi împreună la acest seminar. Prețul de participare este de 450 de lei, necesare să acoperim cheltuiala acolo, la tabăra Prietenia din Coșnița, unde vom face seminarul acesta. Și apoi, de asemenea, pentru manualul care îl vom studia. Și așa vom fi aceste zile împreună, vom studia Cuvântul lui Dumnezeu, îmi va face o deosebită plăcere să vă conduc în studierea cărții prorocului Maleahi. Puteți să le faceți o invitație rudilor dumneavoastră, prietenilor, tuturor celor care doriți să beneficieze de acest seminar. Deci gândiți-vă bine cum puteți face așa ca sărbătoarea aceasta a Paștelui să aducă roade care să rămână pentru viața veșnică, să nu fie ceva vremelnic, să fie roade care vor rămâne pentru viața veșnică și numele Domnului nostru Iisus Hristos să fie proslăvit prin tot ceea ce veți face la acest Paște. Vă felicit și eu și mă rog ca să vă binecuvânteze Dumnezeu cu bucuria învierii, acea bucurie care au avut-o femeile, care au avut-o ucenicii când au aflat despre învierea Domnului Iisus Hristos, când l-au văzut pe Domnul nostru înviat. Acea bucurie să vă umple inima și dumneavoastră și mie. Și totdeauna să umblăm în bucuria aceasta, indiferent de situațiile, circumstanțele pe care le avem, problemele de care ne confruntăm, indiferent ce va fi, să avem totdeauna bucuria mântuirii în inimile noastre. Hristos a înviat!